Elevii din 8 gimnazii din țară, dintre care 6 din nordul țării, vor susține repetat un examen după ce Ministerul Educației și Cercetării a identificat că în timpul acestuia copiilor le-au fost oferite răspunsurile la test. Fotografiile cu răspunsuri au fost postate într-un grup pe o rețea de socializare. Am avut scurgeri de examene, din timpul examenului, poze cu examenul, poze cu rezolvările de la examen publicate pe grupuri de Telegram. Noi monitorizăm aceste grupuri, ca să fie clar pentru toată lumea. Directorii riscă demiterea din funcție, cei care asistenți la examen riscă inclusiv demiterea din funcție. În cazul elevilor, testele cărora au fost identificate, aceștia vor trebui să susțină repetat examenul de clasa nouă în cadrul sesiunii suplimentare. În Raionul Florești au fost identificate 4 gimnazii. Directoarea de la școala din satul Putinești a refuzat să vorbească cu echipa TV Nord. Oamenii din localitate spun însă că elevii singuri trebuiau să scrie acest examen. Ei, clar că nu trebuie fraudat, nu trebuie copiat, trebuie cunoștința perfectă să fie apreciată. Ești lasă-l de aici, e greu de a da un examen pentru un copil cu mintea perfectă, proaspăt acum, ci e greu de a da un examen. Am dat și mai mult. Așa că nu trebuie de dat cunoștința. Dacă au făcut așa ceva, după fapt și răsplată oricum ies. Nu se dici! El care are minte, are și fără copiat și copiat. Dar care n-are minte nici așa, nici așa. O altă instituție vizată din Raionul Florești este gimnaziul din Prajila. Oamenii de aici consideră că în ziua de azi copiii sunt captivați de gadgeturi, iar învățătura e pe plan secund. Da, n-ar trebui să fie așa ceva, ar trebui omul ca să facă, să dă examenul cu succes cu mintea lui. Asta-i. Fiecare copil trebuie să învețe cu puterea lui. Că nu-s capabil de și de atâta că mama și tata sunt plecați undeva și atât cu telefoane, cu iPhone-e numai în mână. Și atâta, el știe de telefon, dar nu știe că să învețe lecțiile. Noi asta nu învăț tu în ziua de azi. Păreri cum am învățat eu. Atunci, și copii am și noi. Da, nu, asta e tot computer, asta e tot cu bani. Eu mă uit, tot copilul să duci la școală, pe electroscuter, care cu mașinile îi duce, tăiați cu mobilele în mână, merg înapoi, oare sara, tăiați grăiesc niște prostii pe mobilele și alea eu mă spari, așa copii, așa sunt învățația de educație, ăștia nu e educație în ziua de azi, nu? Președintele Raionului Florești susține că încă nu a văzut probele, dar persoanele care se vor găsi vinovate vor fi sancționate. Cazul concret cu probe încă nu avem. Eu am dat indicații că se ocupe de asta. Cazul că nu avem nici o probă și Comisia Națională va lua măsuri și care o fi vinovat, o să fie trași la răspundere. Gimnaziile vizate în ancheta Ministerului sunt din localitățile Putinești, Prajila, Ștefănești și Trifănești din Raionul Florești, Hâșdieni din Raionul Glodeni, Jevreni din Raionul Criuleni, Cârnățenii Noi din Căușeni și un gimnaziu din Cupcini, Raionul Edineț.